Deci, Dian, un final în a patra ediție de Mausolee pe motocicletă. Cum a fost până aici? Foarte, foarte bine a fost. Chiar a fost o plimbare extraordinară. Timpul a fost super frumos. Participanții au venit din toate județele lipite județului Vrancea și ne bucurăm pe această cale. Și vom continua și va fi și a cincea ediție. Anunțăm deja anticipat pe toți iubitorii de două roți. Am văzut că au fost mai mulți participanți și din județ și din afara județului. Cam câți participanți au fost la această ediție? În jur de 110 au fost și au venit din județul Bacău, au venit din Onești, au venit din Bârlad, au venit din Tecuci, au venit din județul Buzău, au venit din Râmnicu Sărat, Brăila și Galați. Plus cluburile noastre care sunt co-organizatoare cu noi și le mulțumesc pe această cale pentru un ajutor care ne-au dat. Road Eagles, Gentlemen și Cavalerul Negru, care sunt co-organizatori cu noi. Ați bifat consulele din județ, ce urmează? Va urma un eveniment foarte drag nou, pe 10 septembrie, etapă de Endurocross, care de luni o să încep să o pregătesc deja. Și vă așteptăm pe toți, în acea perioadă este și ziua orașului Odădești și atunci de aceea evenimentul organizăm în acea săptămână și așteptăm pe toată lumea pasionată și nu numai să vină să vadă campionii României la Endurocross, pe ATV, quad și moto. Să te și prezinți? Georgian Mocanu, președintele clubului ACS Odădești.